Pentru mine a fost, într-un fel, mi-am făcut o imagine din informații despre ceea ce este aici. Totuși, a fost o mare surpriză. Și spun asta pentru cei din sală, pentru personalul de aici, dar și pentru cei care se vor încadra într-o asemenea muncă în viitor. Mulți dintre noi, poate chiar toți, venim dintr-o altă lume, dintr-o lume în care, așa cum am spus și data trecută, stresul și oboseala ajunge uneori până la limita suportabilității. Deci mergi cât se poate merge și după aia, chiar cu riscul de a nu mai putea mai departe, te sacrifici. Venind aici, am întâlnit un mediu care, în primul rând, dincolo de partea medicală, ne-a întins, ne-a dat un ajutor să ieșim din această stare de permanentă încordare. De aceea surpriza a fost foarte mare și am să vă dau doar un singur exemplu. Cum să nu fii surprins atunci când, printr-o experiență medicală, să zic, printr-o ședință de masaj, constați că cineva, niște mâini care cântă la pian foarte frumos și care aparțin unei persoane tinere și la prima vedere poate neexperimentate, reușesc să-ți schimbe complet starea în care ai venit. Eu aveam o sciatică bilaterală de care nu mă plângeam, în general, că nu mă plâng, dar care mă durea așa ca o durere de măsele, destul de rău. Da. După câteva ședințe, atât de masaj cât și de băi, am constatat cu surprindere că ceea ce mă chinuia de foarte mulți ani începe să dispară. Întâi a dispărut la piciorul drept și a doua zi la piciorul stâng. Pentru mine este mai eliberat de o suferință și acest lucru o să se vadă probabil în viitor și voi avea grijă să o păstrez. Altceva. În ultimii ani, sau să zic așa, în ultimii 2 ani, am fost de mai multe ori internată la Institutul Inimii din Cluj. De fiecare dată când am mers acolo, am mers într-o stare bună, pe picioare, dar după ce mă vedeau la ecografia cardiacă, fără excepție, medicii de acolo chemau repede un scaun pe rotile ca să nu fac efortul de a merge pe jos până la salon. Asta e, așa ies eu la aparate. Venind aici, am fost fericită că nimeni nu a chemat un scaun pe rotile după ce m-a văzut. Dimpotrivă, mi s-a recomandat gimnastică și m-am bucurat, mi s-a recomandat, adică mi s-a spus niciun tratament nu este contraindicat și le-am făcut cu convingere. Asta te încurajează și atunci subliniez încă o dată cât de importantă este asistența sufletească, nu știu, naturală în cazul dumneavoastră, nu este profesională și nici forțată sau comercială, departe de asta. Noi trăim într-un mediu în care relațiile sociale, relațiile interumane și chiar, să zic, relațiile profesionale, orice fel de relații sunt aproape compromise. Pentru că nimeni nu mai este interesat nici de problema celuilalt, nici de persoana celuilalt, este interesat de profitul personal. E o lege care guvernează la ora asta lumea și atunci, în momentul în care întâlnești un colectiv pentru care contează toate acestea, și relația personală, și perfecțiunea sau perfecționarea continuă profesiei sale și calitatea modului în care tratează medical, nu poți decât să pleci cu convingerea că mai există totuși, convingerea care ne dă curaj, mai există totuși, dacă mai există undeva o oază de felul acesta, înseamnă că nu e totul pierdut. Și dacă eu pot să fac ceva mai departe, pentru mine știu ce am de făcut. Dar mă interesează și cei din jurul meu. Și atunci fac tot felul de planuri, cum aș face să prezint, să comunic că există undeva, nu trebuie să dispere.
într-un caz de ceva sau chiar preventiv, se pot duce să salveze situația într-un loc minunat.